Vrem Respect, așa se numește noua campanie lansată luna trecută de către Partida Romilor Pro Europa, un proiect prin care se dorește atragerea atenției oamenilor asupra comunităților de romi. În Țara Făgărașului, campania a început la Rupea, apoi reprezentanții romilor au ajuns la Homorod și municipiul Săcele. Astăzi i-am întâlnit în comuna Șinca Veche, unde urmau să analizeze situația romilor din această comunitate, dar și să facă un cadou copiilor din localitatea Șercăița. Este o acțiune care a început în luna septembrie, se numește Vrem Respect. Acțiunea se implementează în tot județul Brașov. Până acum am fost în trei localități, Șinca Veche este a patra. Avem o acțiune, începem astăzi cu o vizită, cu o întâlnire cu domnul primar din Șinca Veche pentru completarea fișei localității, o fișă care va arăta în mod real problemele cu care se confruntă comunitățile de rom din comuna Șinca Veche. După care, zilele care urmează, să mergem la școala gimnazială din Șercăița, unde vom dărui un număr de 70 de ghiozdane pentru copiii din clasele 0-4. După care, la finalul acestei campanii din Șinca Veche, vom organiza o sucursală a Partidei Romilor Pro Europa în comuna Șinca Veche, pentru că nu am avut până în acest moment. Reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa din Făgăraș au stat de vorbă cu autoritățile locale, cu cetățenii de etnie romă și cu elevii și cadrele didactice, au vizitat comuna și au întocmit o fișă a localității. În această lună, reprezentanții partidei vor continua campania Vrem Respect în comunele Jibert și Cinci.